Liderul vestitei echipe de acrobații aeriene, Iacări Acrobați, și-a pierdut viața sâmbătă după amiază, după ce s-a prăbușit cu un aparat de mici dimensiuni pe un câmp, din județul Prahova. Pilotul Dan Ștefănescu avea 55 de ani și o experiență de mii de ore de zbor pe 20 de tipuri de aparate. Nimeni nu știe, deocamdată, cauza acestei tragedii. Avionul de acrobație Suhoi 31, un avion ușor de mici dimensiuni, s-a prăbușit puțin după ora 14 și 30 de minute, pe un câmp din Târgșorul Vechi, în imediata vecinătate a aerodromului de la Streșnicu. La manșă era chiar proprietarul aparatului, pilotul Dan Ștefănescu, nimeni altul decât liderul echipei de acrobație, Iacări Acrobați. Alertate, echipele de salvare au pornit spre locul accidentului. A fost trimis în ajutorul pilotului și un elicopter SMURT, gata să preia rănitul pentru a fi transportat mai rapid la spital. Din păcate însă, rănile suferite i-au fost fatale. Vestea teribilului accident a îndoliat nu doar întreaga comunitate de aviatori din țară, dar și iubitorii de acrobații aviatice. Dan Ștefănescu avea 55 de ani și era considerat unul dintre cei mai experimentați piloți români. Și nu doar de acrobație. Cu 16.000 de ore de zbor la activ, cu o experiență în pilotare a 20 de tipuri de aeronave, liderul Iacărilor a cunoscut gloria în aer, locul de unde s-a întors cu multe premii. De ani buni, era pilot comandant, dar și instructor de zbor pentru aeronava Boeing 737. Teribilul accident de lângă aerodromul Streșnicu este investigat acum atât de specialiști în aviație, cât și de polițiștii și procurori.